tuturor! Virel Chelu sunt și doresc să vă urez bun venit pe canalul YouTube Blocuri Rulote. Încerc să vă prezint un model de rulotă Eriba Swing, arcerul de la Himer. După cum știți, Eriba și cu Himer s-au unit în anii 80, formând Eriba Himer. Este un model de rulotă fabricat în 2003. Cu o greutate proprie de 1500 de kilograme, cu un portbagaj, să observăm cum este, destul de spațios, cu accesorii dedicate în interior. Un model de rulotă care practic nu deține o zgârietură, o lovitură, absolut nimic. Observ un sistem over. Puțină decolorată vopseaua aici, dar nu este un minus. Vedem interiorul. Este o rulotă configurată cu două spații dormit, un colțar și două paturi individuale, practic oferind un confort pentru 4-5 persoane. Mobil arată impecabil. Citeam pe un site de specialitate că cei de la Eriba sunt pe primul loc în lucrătură pentru mobilă. Aici există un minibar cu o ușă culosabilă, un sistem de încălzire cu ventilație, cele două paturi individuale cu un design plăcut ochiului, culori plăcute, sistemele de deschidere, observ că toate au buton de siguranță, un lucru extrem de bun pentru atunci când se deplasează rulota. O trapă 40x40, dar observ că este un model cam vechi pentru o rulotă de generație nouă, cum ar trebui să fie acest Himer. Un separator de intimitate destul de sensibil. Avem un dulap de haine foarte spațios. Cabina de toaletă, WC rotativ. Luminată și curată. În zona de bucătărie există sertare cu un buton de siguranță partea de jos, care curisează extrem de ușor, chiar foarte ușor, aș spune. Partea de sus avem o poliță la ghiuvetă. Interesant este aceste LED-uri de lumini, da. Și un aragaz cu trei ochiuri și bineînțeles cu table de protecție. Un frigider încastrat în mobilă, congelator mare, un Electrolux, spații minime de depozitare,
trapă panoramic cu jaluzele. E o lotă care merită bani. Câți bani este, nu știu, dar este extrem de bine lucrat. Mânerile nu se deschid până nu se acționează cutorul de siguranță cu balamale extrem de rezistente. O lută curată. Singurul minus, zic eu, este această trapă, model de generație veche, cu mâner stânga-dreapta. Probabil există varianta ca cel care a deținut-o să fi schimbat, fiindcă observ că sunt patru țevi de plastic care nu le văd rostul. Probabil perdele, ceva, cine știe ce a vrut să fac respectivul, fiindcă nu sunt de fabrică, sunt adaptate. Da, sunt adaptate de cel care a deținut-o. Un brand de lută extrem de scump. Din câte știu, aceste modele de lute sunt foarte scumpe. Dar având în vedere lucrătura, probabil calitatea e și pe primul loc. Este cea care definitivează un preț corect. Cam ăsta a fost modelul de lotă Himer. Dacă ai o întrebare sau dorești să aduci o completare, o poți face printr-un comentariu jos sub acest videoclip. Urmărește acest canal YouTube pentru alte filmări cu rulote, în situația că îndrăgesc acest hobby dedicat rulotelor, fiindcă mereu vor apare noi videoclipuri care vor descrie și vor prezenta o varietate întreagă de modele de rulote. Toate cele bune, la revedere!